A fost un adevărat patinoar. Cam așa arăta asfaltul pe drumul comunal 70 din Șcheia, într-o pantă în care de fiecare dată tirurile au dificultăți să urce. Dacă vremea în timpul zilei a fost destul de caldă, spre seară temperaturile au scăzut și a apărut fenomenul de polei. În doar câteva zeci de minute, drumul a devenit impracticabil, iar în zonă s-a format o coloană de tiruri de circa 2 km, care aștepta să vină cineva să dea cu material antiderapant. Păi așteptăm să dea sărăriță, bă, că de bea acum a trecut. Suntem de o oră jumătate aici. Ei, uitați, e sticlul pe jos. Dacă nu vrea să dea la timp, când dedică ninge, ar trebui să ia măsuri și să dea din timp, să te cauți. Degeaba, avem cauciucuri, avem de toate, dar pe sticla asta nu mai folosește la nimic. Lanțurile, dacă le pui, rup și ca asfaltul, rup și ca... rup tot. Păi da, cine încearcă să urce pe uleiul ăsta? Dar nu aveți curaj să vă apuntați deloc? Păi unic, dar tine înapoi și aia face alții bele. Am înțeles totuși că au fost câțiva care au încercat să urce și n-au reușit, sau au chinuit. S-au chinuit, normal. Sunt cauciucurile acum aici. Bine, cauciucurile la cei pe jos, ce mai contează cauciucurile? Au fost câțiva șoferi mai viteși care au încercat să traverseze zona, dar în zadar, în cele din urmă, au fost nevoiți să dea cu spatele și să mai aștepte. Nu mere! Nu merge, nu merge, e gheață jos. Dar v-ați avântat, v-am văzut că v-ați dus tare. Era practic imposibil de urcat, pelicula de gheață fiind suficient de groasă, astfel încât nimeni nu putea circula în zonă. Deci cu așa gheață nu urcam. Deci am bocanci cu de iarnă, toți. E pelicula, e pelicula și de aia, e moale, măcar dacă ar fi mai aspră, dar e moale și... Să nu riscăm. Mai bine decât să riscăm, mai bine nu așteptăm. O să mai un pic după un sfert de oră, uitați cum a rămas acolo. După aproape o oră au venit cei de la drumuri care au dat cu sare, însă a mai trecut ceva timp până când s-a putut circula. Auzi, cu ce viteză îți cheturi? Într-un final, tirurile au reușit să urce, însă numai după ce polițiștii de la circulație au venit și au dirijat mașinile. O situație asemănătoare a avut loc marți seară și la Ilișești, unde zeci de camioane au circulat greu din cauza drumului denivelat și acoperit de gheață.